lăsa prins de autocompătimire. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29:11. Autocompătimirea este o emoție negativă devastatoare. Ne împiedică să vedem binecuvântările și oportunitățile ce stau în fața noastră și ne fură speranța atât pentru azi cât și pentru mâine. Oamenii care își plâng de milă deseori se gândesc astfel: de ce să încerc să mai fac ceva? Oricum nu voi reuși. Autocompătimirea este de fapt idolatrie, deoarece se concentrează extrem de mult pe propria persoană. Când ne lăsăm târâți în autocompătimire, respingem de fapt dragostea lui Dumnezeu și puterea sa de a schimba lucrurile. Te încurajez să nu mai pierzi nicio zi din viața ta plângându-ți de milă. Când îți pierzi speranța și începi să te autocompătimești, oprește-te și spune: refuz să-mi plâng de milă. Poate că acum aflu într-un sezon dificil al vieții, dar nu mă voi opri din a spera că lucrurile vor fi mai bune. Dumnezeu are gânduri și planuri bune pentru tine. El vrea să-ți dea speranță pentru viitor. Dacă îți vei păstra speranța și îți vei pune credința în Isus, lucruri minunate se vor întâmpla în viața ta. Rugăciune. Doamne, refuz să-mi mai plâng de milă. Când circumstanțele sunt dificile, îmi voi aminti că Tu ești mai mare decât problemele mele și că mi-ai planificat un viitor bun. Doresc ca planurile Tale să se împlinească în viața mea, de aceea îmi pun încrederea în Tine.